Polițiștii craioveni au reușit destructurarea grupării de infractori care practicau metoda accidentul. Prin extinderea cercetărilor într-un dosar care vizau săvârșirea mai multor infracțiuni de înșelăciune prin metoda accidentul, polițiștii secției 3, Poliție Craiova, sprijiniți de alți lucrători din cadrul Poliției Municipiului Craiova, dar și polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați și ai Inspectoratului de Poliție Județean Galați, au efectuat în cursul zilei de ieri 5 percheziții în județul Galați. Perchezițiile au vizat, pe de o parte, 4 locuințe ale unor persoane bănuite că ar fi implicate în săvârșirea de astfel de infracțiuni, dar și o celulă din cadrul penitenciarului Galați, unde erau încarcerați doi dintre cei care coordonau acest grup de infractori. În urma perchezițiilor efectuate de către polițiști au fost ridicate 33 de telefoane mobile, 18 cartele SIM, precum și documente de transfer bancar și alte mijloace materiale de probă. Cercetările au fost demarate ca urmare a celor 12 plângeri formulate de persoanele păgubite de gruparea infracțională, condusă de cei doi tineri încarcerați în Galați. În urma perchezițiilor efectuate au fost aduși la sediul secției 3 Poliție Craiova pentru audieri și continuarea cercetărilor trei bărbați din județul Galați și urmează ca în cursul acestei zile să fie aduși și cei doi bărbați care sunt încarcerați în penitenciarul Galați pentru continuarea cercetărilor. Față de doi dintre cei trei bărbați aduși ieri pentru audieri, s-a luat măsura de reținere pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, întrucât aceștia colectau sumele de bani care proveneau de la părțile vătămate și ulterior le transferau către persoanele încarcerate sau către membrii ai familiilor acestora. În cazul în care primiți apeluri de la persoane care pretind că sunt prieteni ale unor rude sau cunoștințe și vă informează că aceștia ar fi implicați într-un eveniment rutier, solicitându-vă o sumă de bani pentru a interveni pe lângă un avocat în vederea soluționării favorabile a cercetării, polițiștii craioveni recomandă atenție și verificarea autenticității celor afirmate. Să nu depuneți bani în conturi bancare sau prin servicii de transfer rapid către persoane necunoscute și să apelați imediat 112.